Un prieten din Serbia mi-a arătat zilele trecute o poză cu depuneri de noroi în această parte, mai exact lângă bidonul cu apă pentru spălat parbrizul. Ce se întâmplă? Apa care este pe parbriz, cu tot cu praf, mizerie, se scurge exact lângă bidon. Am să vă arăt și exact unde. Vine pe această scurgere direct pe bidon și se depune în acea zonă. Nu știu dacă se vede foarte bine. Ah, se vede ceva. E plin de noroi. Ca să curăț acolo va trebui să scot acest rezervor afară. Voi folosi o cheie de 10. Nu mă așteptam să iasă așa de greu. Oare îl mai ține ceva acolo, că nu-mi dau seama. Ai de mine. Fii atent ce de noroi aici. Am să scot și mufa de alimentare a pompei, am să bag șurubelnița sub clemă, ridic în sus de ea, după care trag în sus și scot mufa. Uitați-vă și voi cât noroi este aici. Am să merg să-l spăl și am să revin. Așa trebuie să arate bidonul când e curat. Și tocmai am descoperit, în momentul în care îl spălam, că la scoatere am reușit să-l găuresc. Nu pierde foarte mult lichid, dar e suficient. Foarte prost sistemul acolo. Și deși nu are nimic ce să agațe, mi-e doar o bucată de plastic care am reușit să o găuresc. Deși mi-am montat acest filtru de la Motrio sub aceste plastice, în acest compartiment, mizeria este foarte mare. Sistemul de prindere al bazinului nu este nimic complex, e pur și simplu un loc care îl ține fix. Am să spăl toată mizeria asta de aici, mizerie care strică și calitatea aerului, deoarece din același loc, în acea parte, se vede gaura de admisie aer pentru aerisire în mașină. Am să scot și cel de-al doilea plastic și am să spăl absolut tot ce e acolo. Am să folosesc o pensulă ca să ajung în toate locurile mai greu accesibile.
partea stângă, unde este doar mecanismul de la ștergătoare, nu văd să fie atât de mult praf. Se vede că este puțin praf, dar nu exagerat și sub nicio formă ca și în partea dreaptă. Nu contează oricum, o să spăl și pe aici, o să am grijă să n-ajung cu apă pe la fire. Și am să încerc să nu bag apă nici în gaura de la aerisire habitaclu, ca să controlez mai ușor jetul de apă. Am făcut o gaură în dop. Nu-mi rămâne decât să lipesc acum bidonul. Am mai constatat că aici mi-au pus acest dop pentru scurgere, iar în partea cealaltă mi-au lăsat o gaură cât se poate de frumoasă. Gaură care permite o gălăgie mai mare din partea căi de rulare. Și n-au rezolvat această problemă nici la pH2. Nu știu dacă se vede prea bine. Mai bine zice că nu se vede deloc. Am crezut că dacă o să scot rezervorul, am să-mi dau seama ce să fac, dar se pare că nu. Această ureche, brață, cum să-i zic, de plastic, intră în acea gaură. Deci orice aș face, mizeria se adună deasupra. Nu știu ce aș putea să fac. Oricum, ideea e că am curățat. Și o să curăț mai des, probabil odată cu schimbarea filtrului de polen sau filtrului de praf de pe spatele acestor plastice. Am pus puțin poxipol și în strat subțire. Am verificat și nu mai curge. Acum cât timp, nu știu. Așa că a ajuns timpul să montez rezervorul la loc. Nu am să strâng foarte tare acest șurub, deoarece este plastic.